Конец вам пуйка, вам чем за штрихнян. Покрес в рече екс друго. Винята вин. Ной ажунжим ла 720, 725. Урма într-o la dispecerat, e o foaie de parcurs. Apoi trecem medicul, narcologul, cum se spune. Apoi luăm, venim la mașină, controlăm uleiul, apa și trebuiește, o pornim, se încălzească un pic, urmă la stanța de alimentare, la combustibilul nostru. Plecăm cu șantier. Te trece în partea și încercăm 14 tone, 30 jumate, 14 tone le luăm la șantier, timp de jumătate de oră ne încercăm. O regie de grupă, eu lucrez în 1991, 1 octombrie am intrat. Organizația asta, până în timpul de față. Eu am trezit, fac 4, 5, 5, 6, 7 octombrie facem pe zi. A fost și 8 și 9, asta pe depinde departarea. Când am făcut la calea Orcheile, acolo când am cărat pământul, facem și pe 14 tururi, 15 tururi. Asta pe depinde distanța, dacă nu am de pe ea. Greu că nu dădea leafa la timp. Asta e anii 96, 97, 98, mă gândesc. Atunci, da. Au fost semei. Că se întârzea până la cât 6, 7 luni nu dădea leafa. Da, cumpru motor ca să trăiești de acum. Și soția lucra și eu. Și pe mine soție, măcar cum ne da, o dușim. Am la timpul de față? Timpul de față 8, 9, ajungem și 10 și mai bine dacă lucrăm la non-stop. Este și mai bine de afară. Chiar când a fost pandemia, noi am lucrat. Ne-am străduit să lucrăm, să ne îmbolnăvim, dar la distanță unul de altul, să nu infectăm, mă ferește de așa ceva. Băieți suniți, dacă ceva s-a urcat, imediat băieții se aruncă, ne ajutăm unul pe altul, nu e așa ceva, că să ne lăsăm în drum, stăm că s-a face, nu, ne ajutăm. Noi când ne-a făcut toate prieteni, fiindcă ne ajutăm unul cu altul și ne cunoaștem, asta ca cum așa o familie suntem, toți suniți, e ca asta e. Nu a fost așa că să ne
unul pe altul să ne urâm, nu. Dacă să ne urâm, nu pot să așa ceva. În 1983 am terminat o clasă, pe urmă m-am dus la școala profesională din Arhiei. Trei ani din țări am învățat de macaragist la Macarau cu turni, care fac plăbiri de snani. 86 ani terminat școala, am lucrat până în luna lui noiembrie, da, am lucrat, după ce m-am dus în armată, 2 ani de zile, 88 am venit, iar m-am aranjat mai departe, tot pe profesia care o avem. Și am acolo s-a pornit conflictul cu Transnistria și de acolo m-am eliberat și am venit la Chișinău. Și am lucrat aici în 1956, în Monolith Stroi, am lucrat o leacă. Și pe urmă m-am aranjat în sfera de șoferie la Uberu. Nu-mi vă de astăzi. Aici așa. Mulțumesc.